spune urechea. Ok, îmi spuneți. Bună ziua, stimați ziariști. Deși tema conferinței de presă a fost legată în exclusivitate de subiectul GIMP-ul și de ce GIMP-ul s-a comportat anume așa, ce a ieșuat GIMP-ul în intenția lui de a zădărnici acțiunile platformei civice, da? Cred că conferința de presă astăzi are o conotație mai largă și mai degrabă ar fi că nici Plahotniuc și nici GIMP-ul n-au învățat nimic. Plahotniuc n-a învățat nimic din lecția Pădurea Domnească, iar GIMP-ul n-a învățat nimic din lecția lui Iurie Roșca. Eu am să vă rog să priviți cu atenție acest reportaj la ProTV, înainte ca eu să vă spun ceea ce am de spus în legătură cu asta. Am să vă rog să fiți atenți la câteva detalii. Ce spune în acest reportaj serviciul de presă a serviciului situațiilor excepționale? De curățat și își încărcau uneltele în mașina de teren. Martorii spun că în acest moment au auzit două bubuituri puternice, iar în câteva secunde mașina era cuprinsă de flăcări. Când am curit, eu n-am văzut cum s-a prins, eu făcut eu mutuit motorul, oprit, pupsă mașină și eu făcut când am auzut și le zic, n-a ieșit, dar îmi par mașina era. Un scatul de o astetă, o astetă. Să fricăm doar să iei. Potrivit ofițerilor de presă ai serviciului situațiilor excepționale, pompierii curățau fântânile contra plată în baza unui contract semnat cu autoritățile locale. Ziua de azi a fost aleasă nu întâmplător, creștinii sărbătoresc rusaliile, iar la Căușeni tradiția spune că anume în această zi se curăță fântânile. Cauzele incendiului nu au fost stabilite încă. Serviciul situațiilor excepționale a anunțat că va deschide o anchetă internă pentru a investiga acest caz. Stimați prieteni, cei care ne ascultați, sunetul a fost cam slab, dar eu am să vă explic despre ce este vorba. Este un reportaj nevinovat al postului de televiziune ProTV, care raportează despre un incident sau un accident la locul de muncă în care au suferit doi salvatori. Deci, de fapt, eu am să vă dau, acum am să încerc să vă dau o altă știre despre acest eveniment. Iar dumneavoastră, ziariștilor, am să vă propun să încercați să faceți o investigație ziaristică. La Căușeni, pe data de 8.06.2015, candidatul la funcția de primar a orașului Căușeni, de pe listele Partidului Democrat, Grigorie Repisciuc, așa îi spune, Grigorie Repisciuc, candidatul Partidului Democrat pentru alegerile locale, a hotărât să facă o pomană electorală cetățenilor orașului Căușeni. Această pomană electorală a făcut-o, desigur, așa cum în maniera acestui partid, cu încălcarea tuturor legilor posibile ale Republicii Moldova, inclusiv cu încălcarea, știu eu, a normelor de securitate pentru angajații care au fost angajați în această muncă. Trebuie să vă spun că serviciul situației excepționale nu este, așa cum spune ofițerul de presă de la acest serviciu, nu este o instituție a statului care acordă servicii
primăriilor sau altor organe ale puterii locale sau firmelor și așa mai departe. Serviciul stării excepționale poate curăța fântâni, doar în cazul în care a avut loc o calamitate naturală. Serviciul stării excepționale poate face alte lucrări, de descarcerare, de multe alte lucrări. Sunt dotați pentru asta. Nu însă și pentru campanie electorală. Nu însă și pentru campanie electorală. Acum la Căușeni, în regim de urgență, se încheie contracte dintre serviciul stărilor excepționale și primărie. Ori această muncă a fost plătită de către Partidul Democrat. Iar fântânile și toată lumea din Căușeni știe că le curăță primarul sau candidatul la funcția de primar din orașul Căușeni, care trebuie să fie ales pentru alegerile de duminică. Plătită acțiunea de Partidul Democrat. Acum, după ce s-a întâmplat acest caz nefericit, acești doi oameni sunt terorizați. Este vorba de Cucireavski Ștefan, 25 de ani, și Zubcoi, Ion, 27 de ani, care au suferit în urma acțiunilor electorale a Partidului Democrat și care la ora actuală sunt terorizați, semneze post factum pentru tehnica securității. La fel este presată secretara de la primărie, pentru că primarul ăsta e degrevat. Apropo, acest primar, Grigore Repcinski, el a fost primar până acum, este degrevat, a lucrat în serviciu situație excepționale acolo la Căușeni. De aia probabil și-a permis să facă acest gest. Eu acest lucru îl fac în calitate, în primul rând, pentru că vreau să apăr acești doi cetățeni de pe urma terorii pe care o fac ăștia acum, pentru că ar urma să nu le mai fie plătit nimic absolut și să fie trecut chestia asta pe seama faptului că au încălcat ei ceva. Ori acești oameni s-au opus acestei lucrări. De aia și vă spun că oamenii ăștia nu mai învață nimic. Acum, celor de la Căușeni, Placotniuc le-a promis că le cumpără această mașină. Le cumpără el, pe banii lui, această mașină, numai ca să închidă acest scandal. Și vedeți că au trecut atâtea zile. Acești oameni nu au expertiză medico-legală, iar organele statului, inclusiv serviciul situației excepționale, la ora actuală se ocupă împreună cu Partidul Democrat și Primăria orașului Căușeni, se ocupă de mușamalizarea acestui caz. Este un caz poate minor, poate banal, însă este un caz în care i-am prins de mână. Trebuie să știți că la ora actuală, în mai multe raioane, vin din raionul Soroca, ieri am fost în raionul Soroca, în mai multe raioane, mai ales din nordul Republicii, pentru funcții de primari, candidează grupări criminale organizate. Deci, grupări criminale organizate care au fost cu dosare pe trafic de droguri, pe alte situații, mașini și multe altele, la ora actuală au fost cooptați și sunt la ora actuală candidați din partea, în special, a PLDM-ului și a PD-ului. Eu nu mai zic de faptul că anul ăsta, pentru aceste alegeri, ei au împărțit și, din păcate, presa mai puțin s-a interesat de acest lucru, au împărțit solduri, fiți atenți, solduri pentru mijloace bugetare nefolosite din anul trecut prin raioane de până la 15-20 de milioane de lei pe care le-au repartizat primăriilor lor. Să nu trăiască lumea, eu am venit la această conferință de presă și spun să nu trăiască lumea cu iluzia că mișcarea protestatară din Chișinău a influențat cumva această campanie electorală și este posibil să câștige cineva, altcineva alegerile locale decât Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat Usatei și Dodon. Nu are cum să câștige altcineva, pentru că Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat în mai multe localități, în urma șantajului, presiunii, au doar ei liste de candidați. În urma șantajului, presiunii, majoritatea oamenilor s-au retras și nici nu au participat la alegerile locale. Să nu trăiască cineva cu iluzia că aceste alegeri nu vor fi fraudate, la fel cum au fost fraudate alegerile parlamentare. Și acum trec de ce vă spuneam și de ce l-am pus în același context pe Ghimbu. Pentru că membrii partidului, deci consilierii locali din raioanele Republicii Moldova, au participat împreună cu Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat și Partidul Comuniștilor la împărțirea acelor solduri. Pentru că trebuie să vă amintesc dacă cineva, și acum trec la subiectul care am venit în această conferință de presă să vă explic
Multă lume m-a întrebat în teritoriu și trebuie să vă explic și dumneavoastră de ce Ghimpu în Piața Marii Adunări Naționale la acel meeting al cetățenilor s-a comportat atât de straniu. Vă zic de ce straniu. Pentru că orice om normal, orice om care a văzut acea situație, își dă seama că era foarte simplu să fie rezolvată această situație. Foarte simplu era să fie rezolvată această situație. Ghimpu câștiga enorm și Dorin Chirtoacă și toți ceilalți, dacă Ghimpu la ora 12 spunea, stimați concetățeni, stimați cetățeni, vă ofer această tribună, veniți pe această scenă, veniți cât vă trebuie, o oră, două, trei, cât vă trebuie, veniți și cuvântați de la această scenă. Era atât de simplu chestia asta, ca să nu spună lumea pe urmă că s-au bătut pro-europenii de la Piața Marii Adunări Naționale. Nu este adevărat. Nu s-au bătut de la Piața Marii Adunări Naționale. S-a bătut Plahotniuc pentru ca protestatarii cu cetățenii, pentru ca protestatarii să nu-și poată manifesta liber protestul lor împotriva lor. Iar Ghimpu a slujit acestei cauze greșite. Asta s-a întâmplat în Piața Marii Adunări Naționale. Și Ghimpu, dacă lumea și-a pus, vă spuneam, straniu comportament, pentru că lumea și-a pus întrebarea, băi, dar el e prost, cum adică, de ce n-a cedat? N-a putut să cedeze. Era atât de simplu, dacă nu avea în spate tot ceea ce are, să cedeze. Iar ca să răspundem la întrebarea de ce Ghimpu n-a cedat, trebuie să ne amintim niște lucruri. Trebuie să vă amintesc, eu în 2011, în această sală, în 2011, în februarie 2011, spuneam că Ghimpu este în buzunarul lui Plahotniuc. De ce? Pentru că i-a trebuit șalalul la transporturi, pentru că i-a trebuit ca Plahotniuc să-i dea acoperire pentru firmele lor, firmele lui de carburanți, ca să meargă cu licitații către primărie și căile ferate. I-a trebuit ca dosarele pe care și le-au acumulat șalarul și cu, vă amintesc, un nume pe care probabil că l-ați uitat deja, Vitalie Strună. Dacă vă mai amintiți de la căile ferate, Vitalie Strună, care s-a ales cu dosar penal pentru 400.000 de euro transferate de la căile ferate peste hotare. Dar de ce n-a fost prins Vitalie Strună? De ce până acum nu mai știți nimeni, a trecut 2 ani de zile despre Vitalie Strună? Pentru că Vitalie Strună, dosarul lui penal, stă la Procuratura Generală și se îngălbinește. Îi se îngălbinesc firele. Dar de ce Plahotniuc trebuia să-l acoperi pe Vitalie Strună? De ce trebuia șeful căilor ferate acoperit pentru furtul de 400.000 de euro? Pentru că Vitalie Strună era pus de Ghimpu la căile ferate, pentru ca toată motorina pe care o consumă căile ferate să fie livrată de la firmele lui, care nici măcar n-avea licență de import, dar nu nicio problemă, o cumpăra de la Petrom, mai ieftin. Unde acoperire tot Plahotniuc îi dădea. Așa, ca să vă puteți explica dumneavoastră de ce Ghimpu se comportă așa. De ce Ghimpu n-a cedat Piața Marii Adunări protestatarilor? De ce până acum Ghimpu dă acoperire pentru Drăguțan la Banca Națională, pentru Donciu la CNI și pentru Balan la SIS? Pentru că aceste trei instituții până acum îi slujesc lui Plahotniuc și i-a livrat lui Plahotniuc din start, pentru ca CNI-ul să nu-l poarte pe drumuri pe Plahotniuc pentru fals în declarațiile de venituri, pentru ca Banca Națională să facă tot ce a făcut în această perioadă și pentru ca SIS-ul să tacă din gură atunci când trebuie să se ocupe de siguranța sau de securitatea economică a statului. Iată motivul adevărat pentru care Ghimpu s-a comportat anume așa. Acum, ca să concluzionez și să revin la ce am început. Așa cum vă spuneam, ei n-au învățat nimic din lecțiile trecutului. Plahotniuc n-a învățat nimic. Dacă lumea credea că el a învățat ceva din cazul Pădurea Domnească, n-a învățat absolut nimic, a mimat. Este adevărat că a tras niște anumite concluzii. Și dacă revenim la reportajul de la Căușeni, Publica TV nu s-a interesat de un caz. Publica TV, care este televiziune de știri, s-a interesat ProTV-ul, care nu este o televiziune de știri, propriu-zis.
Publica TV nici n-a dat acel reportaj, pentru că toate acțiunile televiziunilor lui Plahotniuc fac ceea ce le spune Plahotniuc. Și era un caz care știrile le dau, e un caz care trezește, suscită atenția populației atunci când se întâmplă un accident, o nenorocire și așa mai departe. Eu vă mai spun încă o dată ca să fiu explicit. Eu v-am spus cazul de la Căușeni din cauza că vreau ca ziariștii să investigheze acest caz și să vadă că în spatele acestui caz stau doi oameni. V-am spus Cerevski Ștefan de 25 de ani, Zupcu Ion, care stau suferinți în spital, care sunt terorizați de primărie, de PD și de serviciul situațiilor excepționale, pentru ca să semneze, în special de serviciul situațiilor excepționale, ca să semneze pe faptul că chipurile ar fi primit instructajul pentru tehnica securității. În spatele acestui caz stă un contract nesemnat, un contract semnat acum cu dată din urmă la primărie dintre serviciul situației excepționale, care n-avea voie să facă așa ceva. Pentru că în Căușeni n-a fost în ultimul timp calamitate naturală. Singura calamitate naturală acolo este candidatul PD-ului la funcția de primar, care a produs cel puțin două victime prin acea acțiune. Acești tineri s-au opus să facă această lucrare. Știau că este defect această pompă. Curge benzină din ea. Știa totul, dar nu erau rusalele și primarul le-a promis această pomană electorală locuitorilor orașului Căușeni ca să meargă să voteze pentru el. Eu nu zic că acest caz este cel mai grav. Acest caz este o picătură într-un ocean de criminalitate pe care îl săvârșește Plahotniuc în această campanie electorală, la fel ca și în trecuta campanie electorală. Eu nu zic că acțiunea lui Ghimpu de zădărnicire a acțiunii oamenilor care au venit să protesteze este toată crima pe care a săvârșit-o Ghimpu. Asta este numai vârful și explicația pentru ce Ghimpu se comportă în felul ăsta. Și nu au ce să bocie acum că poate câștiga un alt candidat. Pentru că și-au arătat adevărata față, dar nu puteau să nu și-o arate. Pentru că Plahotniuc acoperă mai multe crime care s-au săvârșit la primărie. Plahotniuc acoperă mai multe fapte urite a lui Dorin Chirtoacă. Și cred că atunci când iese la suprafață, când hotărăște să le scoată Plahotniuc la suprafață, toți cei care trăiesc acest sentiment frumos de atașament pentru cauza națională, pentru că oamenii care sprijină liberalii au avut un șoc teribil duminică. Aceștia sunt oameni sinceri, oameni care sincer trăiesc cauza națională. Nu însă și profitorii care s-au urcat în fruntea acestui partid, pe raioane, aici la Chișinău și așa mai departe. Deci asta a fost ceea ce am vrut să vă spun pentru această conferință de presă și dacă aveți întrebări la mine, eu sunt gata să vă răspund. Cei angajați cu acolo cetonale știau că sunt defecte acolo. Da, au preîntâmpinat șeful lor de linie că acest mecanism nu poate fi utilizat, pompa respectivă, pentru că avea un defect. Dar întotdeauna, doar chiar și în Pădurea Domnească, de ce s-au întâmplat aceste lucruri? Pentru că în Pădurea Domnească n-a fost o vânătoare propriu-zis, a fost o intervenție a unor factori care au destabilizat. Așa se întâmplă și în cazul ăsta. Serviciul situației excepționale este un serviciu mai deosebit. Acolo nu pot interveni factori administrative. Au niște instrucțiuni pe care trebuie să meargă. În momentul în care îi trimite cineva să facă o lucrare pentru cineva, în afara programului și în afara schemei lor de încadrare, sigur că întotdeauna este posibil așa ceva. Eu vă doresc succes ziariștilor, să reușiți poate acești oameni să vă spună ceva, deși teama mea este că până ajungeți dumneavoastră să-i sunați pe acești oameni, să-i găsiți, teama mea este că vor face presiuni și mai mari asupra lor. Eu am mai pățit încă o dată așa. Eu în cazul Pădurii Domnești am reușit să scot acel caz la capăt, pentru că Dumnezeu să-l ierte, Sorin Paciu era mort. Nu pot să spun acum cum ar fi procedat acest om dacă era în viață. Dar era din rudele lor. Dar am avut alt caz atunci când un cetățean a intrat într-un conflict cu Garaba, viceprocuror general.
și când acțiunile mele au adus la faptul că l-am scos pe cel om din pușcărie. A avut un accident banal în stradă, acel om. Vă mai amintiți cazul ăsta din vara lui 2013? Și când acești oameni care au suferit de pe urma procurorului Garaba, la un moment dat s-au dezis de declarațiile mele și au făcut ceea ce le-a spus procurorul. Pentru că au fost amenințați și așa mai departe. Așa se poate întâmpla și în cazul ăsta, dar o investigație ziaristică poate arăta adevărata lor față. De-aia și m-am adresat presiei acum. De-aia și m-am adresat și ProTV-ului și Jurnal TV și altor posturi de televiziune care nu sunt direct în subordinea acestor criminali. Deci puteți, aveți posibilitatea să investigați acest caz, încă nu-i târziu. Și o să vedeți că nici contract n-a fost, că oamenii cu frică vor spune anumite lucruri și așa mai departe. Pentru că acești doi tineri care au suferit la locul de muncă sunt terorizați la ora actuală. În numele câștigului electoral pentru Partidul Democrat. Le-au promis serviciului de acolo. Deja a fost discuția în aceeași seară că le cumpără aceeași mașină, le-o cumpără Plahotniuc înapoi să nu fac scandal. Cum credeți? Pentru PD, ce consecințe poate fi sta după? Pentru cine? Pentru PD. Da, eu nu cred că pentru ei poate exista mari consecințe. Poate sper că aud oamenii din Căușeni cum li s-a făcut această pomană electorală. Poate le stă în gât multora această pomană electorală că au suferit doi tineri acolo. Am și, recunosc că am și scopul ăsta, adică în sensul că ar fi bine să nu treacă primarul ăsta acolo. Cum ar fi bine să nu treacă primarilor nicăieri? Cum ar fi bine să nu treacă nicăieri primarilor? Pentru crimele pe care le săvârșesc șefii lor aici. Și justificarea asta a lor acolo în teren că, domnule, că noi aici avem altă viață, că nu ne interesează. Nu ține deloc. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult și vă aștept la alte conferințe de presă. Nu, 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 nu